La 2 săptămâni de la scumpirea călătoriilor în transport, ne așteaptă o nouă majorare cu peste 10% în perioada stării de urgență. Adică până la sfârșitul lunii aprilie, Comisia pentru Situații Excepționale a dat undă verde pentru revizuirea săptămânală a tarifelor care vor fi calculate în funcție de costul carburanților, însă cu respectarea unui plafon. Prețurile vor fi stabilite direct de companiile de transport în fiecare vineri pentru săptămâna următoare, iar primul anunț a venit astăzi. Transportatorii au anunțat deja că de luni cursele locale și cele naționale vor fi mai scumpe cu 9 bani pentru fiecare kilometru, ceea ce înseamnă că în raioane tariful va fi de 89 de bani, iar pentru rutele interurbane 79 de bani. Formula de calculare a tarifului a fost publicată pe site-ul guvernului, ea este proporțională cu prețul mediu a motorinii pentru ultimele 7 zile. De ce noi odată în 7 zile vom face calculele și vom aplica un nou tarif, de exemplu pentru săptămâna viitoare, calcul arată că tariful ar trebui să crească cu 9 bănuți la kilometru. Nu, pentru o rută de 100 de kilometri înseamnă scumpirea cu 9 lei. Noua formulă este aplicată în urma unei solicitări a transportatorilor care au adresat o petiție președinției, guvernului și parlamentului prin care au cerut măsuri de susținere în contextul creșterii uriașe a prețurilor pentru carburanți. Șoferii susțin însă că nici această decizie nu-i va scoate din impas. Cât mult de obligat, ieri vechiul 25 lei și 2 bani a fost solarca, da? Сегодня утром 25,80. Завтра 27 будет, 26. Ну, как облегчает? Ну, допустим, мы установим сейчас 79 бань на следующую неделю, да? А до конца следующей недели, вот до пятницы, уже может быть цена соляры и 30, и 35 лет. Может, сейчас непредсказуемое время, нету никакой регламентации, никакой... То есть, если бы знали, что цена топлива была неделю такая, да? Она же может каждый день поменяться, и до конца недели будет совсем другое. Только хуже становится, людей все меньше и меньше. И так людей нету. Потому что тех, у кого есть деньги, они катаются на своих машинах. А у кого денег нету, то катаются на маршрутках. И им еще хуже. Цена на солярку съедает все. Всю прибыль вообще речи даже быть не может, чтобы покрыло какие-то расходы. Выход, я думаю, был бы такой, чтобы государство как-то субсидировало, дало нам солярку подешевле. Нам, сельхозпроизводителям, к примеру. Potrivit transportatorilor, statul poate interveni și mai mult pentru a opri scumpirea tichetelor. Acum noi ne așteptăm ca guvernul să accepte propunerea noastră de restituire accizului pentru transportatorii de călători pe rute regulate. Aceasta este cea mai bună cale care va permite ca și transportatorii să aibă un oarecare câștig. Pasagerii sunt derutați. Unii spun că vor fi nevoiți să călătorească mai rar, iar alții susțin că vor renunța la alte lucruri doar pentru a-și achita biletele. Este cel век работа, он все равно будет уезжать на работу сюда, потому что там село нигде не найдешь никаких работ. Я работаю здесь, в Кишиневе, на пенсию, ну, лей 500 уходит, а сейчас будет еще выше. Честно говоря, эти люди зарабатывают только себе на кусок хлеба, а прибыли, я считаю, что у них почти ноль. Я живу в Штефанвода, еду к дочке очень часто. Почти 2 раза в неделю. И я так и буду ездить. Потому что у меня тоже вынужденная мера, несмотря на то, что такая маленькая пенсия. 3 лей mai mult, comparativ a fost 18 lei, astăzi 21. Desigur o să fie mai greu, fiindcă, ia că uitați-vă, cum n-ar fi trebuit la piață, trebuie cheltuieli și cred că aș fi mai greu la lume. Amintim că tichetele pentru cursele locale și interurbane s-au scumpit din 1 martie. Pentru rutele din raioane, prețul pentru un kilometru în prezent este de 80 de bani, cu 20 de bani mai mult, iar pentru cursele naționale, prețul pentru fiecare kilometru parcurs a fost majorat cu 10 bani. Majorarea a fost făcută după o grevă de 3 zile a transportatorilor de la începutul lunii februarie.